Salutare! Bine v-am regăsit la încă un video. În materialul de astăzi am să vă prezint cum am reușit să modez lumina Nanlite FS300 și să o fac mai silențioasă, puțin mai bine răcită pentru filmările de YouTube. În urmă cu ceva timp am luat două astfel de lumini și am văzut că la interior sunt răcite cu ventilatoare de 120 de mm. Am studiat puțin problema. Am văzut cam ce ventilatoare ar fi compatibile și am reușit să fac alături de un prieten care este electrician un mod sigur care asigură performanțe mai bune acestei lumini, iar în clipele următoare am să vă arăt cum am reușit să integrez ventilatorul, de ce am avut nevoie, iar imediat după o să urmeze și câteva teste. Înainte de această modare vreau să vă prezint puțin acest FS300, este cea mai puternică lumină din seria FS, aceasta fiind potrivită pentru cei care vor putere LED de 300W, dar nu au un buget pentru a opta pentru Forza 300. Cei 300W de putere sunt livrați de câteva zeci de LED-uri care oferă o putere destul de mare pentru cei dintre voi care vreți să vă apucați de videouri pe YouTube sau să faceți fotografie de produs cu lumină continuă. Lumina vine cu un mâner de transport, cu un ecran pentru afișarea parametrilor, un port USB pentru update-ul de firmware, două potențiometre pentru controlul parametrilor și o prindere de tip șpigot pentru stativ. Aceste lumini din seria FS și seria Forza pot fi controlate cu acest Nanlink, o telecomandă cu 12 canale care permite oprirea și pornirea luminilor individuale și ajustarea puterii. Astăzi schimbăm culorul pe un Nanlite FS300. Știți voi, jucăria asta de 300W. Și să trecem la treabă. Nu mai râde, hatere. Demontăm fluturașii de aici și înlăturăm brațul. O să vă spun și eu ce am văzut în clipul de pe YouTube de la un străinez care ne-a explicat că șuruburile de aici de sus sunt așa și șuruburile de aici de la mijloc sunt așa. Să nu poți le încurci. Bun, după ce scoatem șuruburile, înlăturăm capacul din spate și nu tragem foarte tare de el, pentru că aici sunt conectate diverse căbluțuri și firuțe. Îl întoarcem cu grijă și trecem la partea din față. Foarte mare atenție la șuruburile din față, sunt mai lungi decât șuruburile din spate. De-ar și sta. Bun, acum, după ce am făcut deșurubarea, capacul din față iese ușurel și îl punem deoparte că nu ne trebuie acum. Și jucăria va arăta așa. Aici e proiectorul, răcirea, iar noi avem treabă cu culerașul. Tăblița de aici glisează foarte ușor. Nici asta nu ne mai trebuie. Și am ajuns la inculpatul acestui videoclip. Grătărelul ăsta de plastic, ușor îndoit, iese foarte ușor. Și am ajuns la problema de bază. Culorul e prins în 4 șurubele.
căscăm ușor și cu atenție carcasa, să putem să scoatem culorul. Culorul este prins într-un header cu doi pini, fix aici, unde scrie și fan. Punem căpăcelul să protejăm ledurile. Da? Aici e mufa. E lipită cu un adeziv roșu în părți. Iar ca să o scoatem, încercăm să nu apucăm de fire, să apucăm strict de mufă și să facem un pic de pârghie. Stânga-dreapta, să se desprindă adezivul și a ieșit. Acum am scos minunăția de Crown Thermal. Pe ăsta îl punem frumușel într-o cutiuță și îl păstrăm pentru garanție. Pentru cine nu s-a prins, ce am făcut noi poate să facă garanția să dispară. Bun, și o să înlocuim acest simpatic zgomotos cu un Noctua Redux NFP12 de 1700 de rotații, care arată mai exact așa. Bun. Pentru procesul ăsta avem nevoie și de un adaptor, pentru că mufa domnului Redux e cu 4 pini și în niciun caz nu se potrivește în plăcuța minune. Așa că a trebuit să construim un adaptor care va intra cât se poate de frumos aici. În locul vechiului cooler, clic și atât. Iar acum putem monta absolut orice fel de cooler standard pe acest echipament. Bun. Să trecem la montaj acum. Dăm cablu din drum, îl orientăm către spate. Scoatem capacul, pentru că l-am pus mai devreme să vă arăt. Îl poziționăm peste dinte pe o parte, căscăm un pic carcasa pe partea cealaltă și a intrat de parcă ar fi de acolo. Orientarea la fel ca celălalt. Push configuration, partea mobilă a coolerului să fie către exterior, iar partea fixă a coolerului să fie către radiator, către interior. Nu strângem până se sparge coolerul sau se îndoaie sistemul de prindere. Le apropiem și strângem puțin, suficient cât să nu vibreze. Și trecem mai departe. Acum, în esență, putem să începem să-l reasamblăm. Montăm capacul din față. Și îl prindem cu șuruburile laterale întâi. Conectăm coolerul, punem grilajul de plastic, grila metalică cu partea semicurbată către în față, adică așa. Iar acum să închidem capacul. Ascundem firicelele în spate și ne apucăm să șurubărim.
ce ați văzut în clipul de astăzi a fost făcut de personal autorizat. Chestia asta, cu toate că nu pare mare lucru, o să vă anuleze garanția, garantat. Dacă vreodată se întâmplă ceva cu proiectorul, o să trebuiască pus vechiul cooler la loc, refăcând procesul pe care tocmai l-ați văzut. Foarte important, dacă aveți două mâini stângi, nu încercați asta acasă singuri. Mergeți la cineva care știe să facă asta, care a mai făcut asta, căruia nu e frică să facă asta, pentru că erori pot apărea oriunde și costă puțin. Și gata, dragilor. Acum că am reușit să modez lumina, urmează să vă arăt câteva teste termice alături de o cameră FLIR și câteva teste de zgomot pe care le-am măsurat cu un FS300 stock și cu această unitate din fața camerei care este modată, iar după aceste măsurători vă veți da seama exact dacă merită sau nu să investiți puțin timp și să achiziționați un ventilator extra pentru a scădea nivelul de zgomot și a îmbunătăți răcirea acestor lumini. Test non-light nemodat cu ventilator stock. Test de sunet non-light modat cu ventilator noctua. Cam acesta a fost videoul cu modificarea pentru Nonlight FS300. După cum ați putut vedea, zgomotul a fost puțin îmbunătățit, răcirea este acum mai uniformă. Iar dacă vă doriți să faceți ceva diferit pentru propriul FS150, 200 sau modelul 300, trebuie doar să aveți grijă ce ventilator alegeți, iar pentru asta, dacă aveți nevoie de ajutor, vă încurajez să-mi scrieți în comentarii. Ca să nu uit, luminile le găsiți la prețuri cuprinse între 1000 de lei pentru varianta de 150 de W și 1600 de lei pentru acest FS300. Sunt disponibile la Westbuy, care este distribuitor autorizat Nonlight în România. Am să vă las un link de achiziție în descriere, iar dacă aveți orice alte întrebări, vă încurajez să le lăsați în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă încurajez să lăsați un like și un subscribe cu sau fără clopoțel, iar noi ne vedem data viitoare la încă un upload.